Spitalele din țară au nevoie urgentă de ventilatoare, măști cu filtru și alte echipamente medicale pentru a lupta cu pandemia de coronavirus. La Spitalul Raional din Căușeni sunt internați 19 pacienți cu COVID-19. Medicii spun că dacă numărul de cazuri va crește, situația va fi delicată, deoarece au doar 4 aparate de ventilare. Ele periodic sunt testate, este inginer metrolog, vin la specialiști la Chișinău care le verifică, dar din păcate uneori ele sunt mai... defectează. În principiu, la moment, ele au fost verificate, ele sunt funcționale. Noi nu știm cum va fi scenariul. Asta e problema, că dacă se crește numărul de pacienți și care peste posibilitățile noastre... Cadrele medicale spun că echipamentele de protecție pe care le au sunt inadecvate. Masca chirurgicală care noi avem, de fapt, toți, nu ne protejează 100%. Noi cunoaștem asta. Avem nevoie de măști speciale cu filtru pentru în așa cazuri. Deci, în principiu, noi avem un set de așa măști, ele sunt în dotare, dar doar în secțiile speciale. Și pentru că situația este gravă, medicii s-au adaptat și depun toate eforturile pentru a îngriji pacienții și pentru a-și proteja în același timp familiile. Acești trei medici, care doi în secție treia și unul în secție de infecție, practic nici nu pleacă acasă. Ei sunt permanent aici, se află deja în spital. Duminică, de la ora 12, marcăm 10 ani de la lansarea publică a TV într-un mod inedit. Colectăm fonduri pentru a le ușura munca acestor eroi. Să demonstrăm fiecare că ne pasă și să investim atât cât putem în sănătatea acestei țări. Stai acasă și donează! Poți salva vieți din fața televizorului alături de singura televiziune de știri din țară. Nu fi indiferent, ajută-i pe eroii în alb ca ei să ne poată ajuta pe noi. Duminică, 12 aprilie, ora 12, la Publica TV. Fii erou de acasă. Împreună suntem o forță.